Mă rog, vreau să mă întorc un pic în timp. Tu ai strâns 125 de meciuri în tricoul Rapidului, în toate competițiile, mai puțin Intertoto. Mulțumesc de informație. Că să, da, iei, da. să iei foaia, uite, păi că nu, poți să pui. Colegii spun că 103, dar ei pun doar cele din campionat. Campionatul, și ai avut și cupe europene, și cupă, și supercupă. Ai jucat, hai că cu poate, poate mai rămâi, poate dăm pe altcineva afară, că văd că nu, pe cifre. Nu, Doamne ferește. Jucai cu Rapid, erai la al treilea meci în cupele europene. A venit în Giulești Karlsruhe cu Reich, Fink, Schuster, Dandy și se spune, toți am spus atunci că a fost unul din cele mai bune meciuri ale tale, în contextul în care Rapid a învins cu 1-0 și tu l-ai ținut pe marele Thomas Hessler, l-ai anulat. Ce a rămas ca reper, nu știu, meciul ăsta pentru tine? Pentru că fiecare fotbalist rămâne cu un meci aparte. Da, e clar că rămâi cu, cu amintire plăcută. În primul rând, meciul tur din Giulești câștigat cu 1-0, la fel, de la o fază creată de tine. La o pasă, da, a mea către Târțău. Primul meci nocturn în istoria Giulești. Mirajul primei nocturne, dacă se poate numi nocturnă, becurile alea puse pe gard, care probabil că i-am încurcat pe nemți clar cu chestia asta. Erau atâtea umbre. Da, da, da. Deci nu știau ei, credeau că sunt mai mulți. Era o nebunie, da. La noi era o chestie. Pentru voi o premieră. Păi eram cam parc. Da. Toată atmosfera dinaintea meciului erau să dea foc la stadion, din câte știu eu. Da, 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 au luat bannerele foc. O nebunie totală. Plus că îl aveam antrenor pe Liță Dumitru, revenit din Germania. El știa, avea habar și a vorbit foarte mult cu mine și mi-a spus: bă, ai o problemă foarte mare, dar am încredere în tine că poți să o rezolvi. Ăsta e creierul naționalei Germaniei, e creierul echipei lor. Dacă te ții de el și fizic nu cred că ai probleme, avem o șansă. Dacă l-ai scăpat pe ăsta, e greu, că o pune unde vrea, da. Pasează, are finalizare, are tot ce... Și m-am uitat așa, zice, bă, nu e un, n-are un fizic, nu știu ce, n-are, aia, dar într-adevăr... Studiu are... video atunci? Studiu video, da, dar la alt nivel. Adică vedeam niște faze, nu erau frânturi, casete, nu erau video, aia, nu erau, da. Da. Pe o casetă vedeai, mai să broia, mai nu vedeai numărul, da, nu știi, da, dacă da. E ăla sau e altul. Dar oricum, am făcut ceva către profesionism, așa să zic. Și cum fizic, eu n-am avut niciodată problemă, puteam să alerg, de să termina meciul și eu mai puteam să încep încă unul, m-am ținut de... de Hessler și l-am anihilat. Acolo la fel. Am încercat, am asta, dar au fost alte probleme. Am pierdut cu 4-1, parcă țin 4-1, minte. Da. După... Și a fost, dar la 3-1 am avut o... Da, la 3-1 am avut o ocazie mare. Dacă, dacă o băgam în nație, da, a scos-o Ratmaier, mi se pare că îl chema pe portar, un portar bun al nemților pe timpurile alea. La 3-2 eram noi calificați, că erau cu golurile, golurile în deplasare. În jur de minutul 80, cred. Dar că cum era să joci cu echipă germană atunci? Noi eliminasem pe Lokomotiv Sofia. Da. Tu nu mai jucase și în cupele europene înainte. Cum era totuși să întâlnești? Acum e altceva, alt nivel. N-am avut niciodată nicio presiune. Mie îmi plăcea să joc fotbal. Cât timp mă băga titular pe orice poziție, că am jucat și în dreapta, și în stânga, și în mijlocaș central, și oriunde era nevoie, îmi făceam treaba. Poate n-am fost un jucător o vedetă, ceva cu niște calități spectaculos sau făceam. Da, dar eram jucător de echipă, îmi făceam treaba și oriunde mă băgai, găseam eu ceva să fac ca să fie bine. Auzi?